Dragilor, dragilor, uitați de florile mele, dragilor, uscate, trebuie udate, n-am fost de o săptămână, două aici. Uitați ce frumos mi se face mie tufa asta de clopoței, îi iubesc. Trandafirul meu crescut mare, este un trandafir alb frumos. Florile mele sunt uscate, o, săracele de ele, ia uitați. Mai am depus niște flori astăzi în grădină, ia uitați trandafirul meu. Ce frumos a înflorit! Ce frumos miroase! Are aici un boboc, o să le ud acum, acum am ajuns. Uitați-le, săracele flori, au rezistat foarte bine! Foarte bine! Doamne, cum miroase trandafirii ăștia, într-un fel, doamne, doamne, doamne! Miroase foarte frumos! Da, nu s-a uscat, dar, în schimb, vreau să vă arăt că iarba este foarte mare. Trebuie să facem curățenie. Trebuie să mai aud pe aici, e uscat, foarte uscat. Aici nu a plouat, e foarte uscat. Aici e mâna Maicii Domnului. Cred că am pus-o la prea mult soare, că să cam usuc aici. Cred că e prea mult soare aici, cred că trebuie să o mut. O să o mut aici în grădină, mai la umbră. Haide să vă arăt. Doamne, cât de uscate. Ia uitați aici. Ia uitați aici ce avem aici. Minunatele mele flori, știți că miroase? Doamne, cât de frumos miroase florile astea! Le iubesc, pur și simplu le iubesc! Ia uitați aici ce frumoase sunt! Abia aștept să le ud, de seară le ud, le dau apă. Astea mai rezist un pic, văd că o tufă foarte frumoasă am aici. O tufă foarte frumoasă am aici. Da. Rezistă. O tufă foarte frumoasă am aici. Da. Super fain aici, la mine în grădină. Foarte, foarte mult verde. Văd că nu s-o scoate, că e mai la umbră. Da. Super, super fain. Florea aia, mâna Maicii Domnului, o să mut. O să mut de aici, trebuie un pic și pe aici făcut, trebuie udat, trebuie poate și un pic privit. Căpșuna, nu mi-a mai făcut nicio căpșună, de-a trecut timpul. Aici are o tufă din asta faină care se dezvoltă, aici are o tufă de floricele și vreau să o pun aici, undeva mai la umbră, cealaltă floare, că mi-e prea la soare și cred că mi se usucă. Mi se usucă sigur acolo, aici se usucă, trebuie neapărat să mut de aici. O să mut acolo mai la umbră. Și aici e plin de iarbă, dragilor. Uitați ce mare iarba. Ce-a crescut iarba aici? Trebuie să tundem iarba. Aici am un mic rădule, dar văd că crește. Trebuie să tundem iarba, să văd ce-mi face trandafirul. Aici am un mălin, care văd că s-a prins. Din puietele ăștia de mălin, eu o să pun... în spate acolo și pe lângă gar ca să miroase frumos. Trandafirul mi-arată foarte bine aici la umbră, văd că o dată o viță proaspătă, deși știau, am zis că s-o usucă, sincer. E o tufă mare de trandafir, ăsta o să scot afară de aici. Mai las un pic până la în septembrie și scot afară și îl mut dincolo, pentru că am foarte mult pe el de liliac, da? Și atunci liliac o să-l mutam foarte mult pe el, o să-l mut de aici. Și o să-mi pun pe lângă gard numai liliac, pentru că miroase foarte fain. Am pus aici niște liliac, dar văd că mi s-o prins. Aici iar am pus un liliac, văd că mi s-o prins. Îi ud în seara asta iară, aici mi s-a uscat. Din păcate s-a uscat, aici iară s-a uscat. Asta văd că mi s-a prins, o să-l leg. Arată foarte bine, s-a prins liliacul. Trebuie să sap roată pe lângă ei ca să-i curăț un pic. Aici am pus iarăși liliac, nu știu dacă văd cu dată frunzulița verde, poate se prinde, nu știu, că aici vreau în fața casă să am plin de liliaci, ca să miroase frumos. Aici iar am ceva pus, dar văd că e uscat, nu mi s-a prins. Eu o să curăț durată o dată pe lângă ei, că sunt foarte multe buruieni crescute și probabil că o să se prindă, că mi s-a întâmplat, așa că am avut uscată rădăcina, dar totuși mi-a dat din rădăcină, mi-a dat frunze noi și o las acolo, nu mulg, o mai uit și să vedem dacă poate își revine.
uitat molozul care l-am scos din casă de la scări. Și aici e altul liliac, văd că arată foarte bine, ăsta e lângă fântână, s-o prins chiar ok. Aici vreau să-mi pun un tei în fața casei, pentru că teiul meu e frumos. Aici am leandru. Soțul s-a întrebat dacă se prinde, dar arată foarte bine. Aici am un trandafir pe care trebuie să-l leg. Ah, cum miroase trandafirul ăsta. Dacă o să prind petale de trandafir înflorite multe, cum am și acolo, mulți înfloriți, atunci o să cules să facă dulceață de trandafir. Dacă nu, pur și simplu pun petale de trandafir în alt gem, să am doar aroma lor. Aici am iar o tufă de floare, pentru că mi s-a prins foarte bine, trebuie numai un pic curățată, foarte bine e prinsă, leandru e foarte bine prins, ales că la iarnă, vreau să vă întreb, la iarnă trebuie acoperit, trebuie protejat, să-mi spuneți, dacă care aveți leandru în grădină, că rămâne în grădină leandru, avem 3, 1, 2, 3, 4 tufe de leandru, avem alb, roz și roșu. Și dacă, spuneți-mi în comentarii, vă rog din suflet, dacă trebuie să îl acoperi cu sac de nylon transparent pentru a trece peste iarnă, care aveți leandru în grădină, ok? Iar aici este altul trandafir care s-a făcut foarte super fain. L-am cumpărat de la magazin, a fost foarte mic și arată super ok, foarte bine arată. Deci super fain arată tot, sunt foarte mulțumită, doar că trebuie să privesc un pic pe aici, că de aici o să vin drept cu o piatră pe lângă copac și arată super ok, arată foarte bine, arată chiar foarte bine, foarte, foarte fain arată, da, arată foarte, foarte ok, doar că trebuie să curățăm. Uitați ce bulină găsut pe aici, aici iar am mâna Maicii Domnului floare, trebuie curățată, asta îi merge foarte bine aici și o las și cealaltă cred că o să o mut tot la umbră de acolo, pentru că o arde soarele foarte tare, asta merge foarte bine. Trebuie să tăiem iarba de pe aici, dar o să vin eu cu săpăliga pe lângă ele, pentru că nu vreau să le și trebuie să-i pun ceva să se urce pe el mai înalt, un par mai înalt, ceva, să vedem ce pun, da? Da, este super fain. Pensim eu crescuți acolo, buruieni. Vrem să aducem pisicile aici și vrem să facem roată pe lângă un gărduleț, pe lângă nisip, sau unde stai pisicile, acolo unde stacă treaba mică, treaba mare, și așa că hai să vedem ce ne face nouă. Uitați aici, ce ne face nouă. O tuptică talunile pe aici. Vai de viața mea ce e aici. Da, n-am fost de două săptămâni să vede ea. Ce ne face nouă? Palmierul. Și alunele cred că sunt aproape copte. Da, uitați aici, alunele sunt, cred că se pot culege alunele, ia să vedem, ia să-mi iau de aici o alună, să vedem cum arată alunele noastre, oh, ce faine sunt. Mă ceartă soțul dacă mai vede că muscugință. Oai, ce faine. O să și mănânc acum, pentru că e wow. O să culegem niște alune, da. Sâmbure foarte ok. Foarte bună. Sunt și pe jos picate. Sunt multe picate pe jos. Cred că o sufla vântul pe aici, da. Ia uitat. E coaptă, se poate sparge. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Super. O să mă uit la el să le culeg ce ai de cules. Mai sunt foarte multe și pe tufă. Foarte, foarte multe sunt și pe tufă. Foarte, foarte multe sunt și pe tufă. Da, trebuie culeasă. Da, dragilor, buruienile mari. Floarea asta mi-a crescut foarte frumos. Asta floare care înflorește foarte fain. O lăsăm aici, dincolo mai am câteva. Aici am o floare în ghiveci foarte faină, văd că și-o revine foarte bine, că s-a uscat. Sunt două feluri de flori, trebuie să le despart.
Ia uitați ce avem prin curte. Iarbă, doamne, ce aici jungla. Doar că avem noroc aici, unde am pus pietri, n-avem treabă, pentru că este curat frumos, nu este noroi. Și aici avem pietre pavate, dar cu timpul, pentru că noi n-avem nici timp. Și trebuie să ne organizăm așa într-un fel. Ia uitați ce pădure pe acolo, uitați. Uitați-vă la buruienile noastre. Doamne, oameni frumoși, ce buruieni sunt pe aici și câte e mare cochea asta și trebuie curățată. Vai, ia uitați, e 2 săptămâni, ia uitați roșiile mele. Trebuie să le culeg pe toate, ce e aici. Ia uitați ce e aici. Roșiile mele pe jos, ia uitați-vă. Tăce roșiile pe jos, trebuie să le culeg. Da, tăce roșiile pe jos, trebuie culesă. Tăce roșiile pe jos. Ai, e bine ce e aici, ia uitați aici. Ia uitați aici, ai prinde roșii, trebuie să le culeg. Neapărat trebuie să le culeg și aici, avem speură, ho, pop. Ia uitați, avem și speură pe aici. Ia uitați speură. Ce bine arată. Da. Roșiile trebuie neapărat culese de pe aici. Un pic de iată iarba. Da. Da. Mai avem roșii aici. Ia uitați-vă roșiile noastre, nu scoate toate. Dar... uitați ce aici, avem alte roșii. Trebuie culese, ce-i copt, ce-i bun. Dovle ce avem pe aici. Da. Da, e dezastru ce-o găscut aici. E dezastru ce-o găscut aici în grădină la noi. Roșiile nu scoapte încă, trebuie mai lăsate, dar e dezastru, nu au nici apă. Da. Da, avem roșii peste tot, dovlecei. Da, nu avem ce să facem. Acolo în spate avem niște roșii mari. Aici, meura au căsut foarte mare. Hai de viața mea și aici. Da, foarte mare căsut. Tot, m-am dus să văd în spate ce avem, pentru că fasolea mea nu mai este, s-a uscat. Da. Astea au frunzele astea de... ia uitați aici, astea și-o fac sarmale cu ele. Cine știe ce sunt, știe că sunt frunze de hrean. Și o să le iau, să le opăresc și le bag la congelator, dacă nu le folosesc, stau de acum și o să fac cu ele sarmale. Hai să vedem perele, sunt pe jos toate, ce-i cu ele? Perele de vară cred că se-l copt toate, nu știu dacă mai avem pe pom pere. Nu știu dacă mai avem pe pom. Ia uitați perele pe jos, da, n-am fost aici, ia uitați perele toate pe jos. Care le pot lua, le culeg și care nu. Ia uitați ce aici. Toate perele o pica pe jos. Mai bine le culegeam înainte să mergem, m-a fost verzi însă, le culegeam înainte să mergem și măcar aveam ceva din ele, da. Măcar aveam ce toate, ia uitați, sunt mâncate, picate pe jos. Toate perele, pentru că spere de vară s-au copt. Ai, uitați, mai este acolo vreo una, două, trei, prin copac. Mai sunt câteva în copac, ăle o să le luăm cu grijă și ăle o să le mâncăm. Foarte mult au picat pe jos, asta este. Perele s-au copt și au picat pe jos. O să place vântul, așa că asta este. Da. Asta este, cireșii sunt așa. O să vedem ce o să fie, pentru că aici nu a crescut așa de mare iarba, dar în spate, în schimb, îi dezastru. În spate îi dezastru.
Ia să vedem aici ce avem. Avem dovlecei, avem flori, ce avem pe aici, nu știu ce avem. Avem un dovlecel uscat. Ia uitați-l aici. Ia uitați-l aici. Ce avem aici? Uite-ți asta. Ia să vedem dacă mai avem. Pe aici ceva. Frunze, sunt multe, iarba e mare. Trebuie să aibă grijă soțul când tumbe iarba. Să nu-mi taie. Avem foarte multe flori. Foarte multe flori avem. Uitați acolo un dovlecel început. Alte flori. Flori sunt destule. Să vedem dacă o să facă și dovlecei. Să văd dacă am vreunul crud, crud, care să-l iau acum cu mine. Vreau să văd dacă este unul crud, crud. Junglă, dacă n-am fost aici, așa se întâmplă. Junglă. Junglă. Acolo la vecinul avem niște pepini mari, să vedem dacă ne dă vecinul, să întinde la vecinul acolo. Da, vecinul nu e, dar nu-i problema. Poate să ia și el unul dacă este de unde. Doamne, zmochinul ăsta înflorește pe zi ce trece. Arată nemaipomenit, îi merge fantastic aici. Ia uitați bălăriile. Ia uitați bălăriile, dragilor. Tunul ăsta trebuie să-l scoatem, că nu-i merge deloc. Ori să-l tungem de tot și să vedem dacă dă ăla start nou. Pentru că ăsta nu mai face prune. E al doilea an care n-are rost să l-am tuns, dar ăsta n-are rost. E distrus, cred că. N-are rost să mai ăsta aici. Avem struguri. Ia uitați în două săptămâni ce s-a făcut. Ai, 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 ai. Ia uitați-mă ce s-a făcut aici. Ia uitați strugurii noștri. Mică, mică, dar au făcut deja struguri. O să iau, o să-i cloi de sară. Dacă sunt copt, ia uitați. Nu stropitea? Doamne, cât sunt de dulci. Și aici este cea strugure. La asta nu avem încă strugure. Trebuie să o legăm și să o tungem la toamnă iară. Să vedem. La asta nu avem încă strugure. Măruțul meu are un măr, două, pe el. Celălalt trebuie ca pe jos. Aici iară sunt bălării. Aici e viața mea. Ce aici? Piersicul văd că merge foarte bine. Da. Au crescut foarte mari bălăriile, perele. Perele arată super ok. Aici avem ceva pere. Da, aici avem ceva pere. Este una stricată pe jos. Aici avem ceva pere. Da, sunt ceva pere, dar astea sunt de iarnă. Sunt ceva. Părutul ăsta tot timpul a fost harnic. Părutul ăsta tot timpul ne-a făcut pere. Cât e micuț. Văd că este una pe jos, o să o iau. Ia uitați ce mare lui. Perele sunt foarte mari, da? Perele sunt foarte mari. E greu păruțul ăsta, ia uitați aici perele. Avem ceva pere. Ori să pun compot, dar trebuie să le pun un pic mai necoapte, să nu fie coapte tare. Ori să vinem eu un fluturaș care doară pe aici cu noi. Urmează să vină pisica la noi, să-i dăm nemâncărică, pentru că de fiecare dată vine pisica. Uitați, dragilor, ce de ciuperci s-a făcut iară. Deci iară mănânc ciuperci. Aici sunt cum sunt mâncate, da? Ia uitați câte sunt mâncate. Aici e plin de ciuperci. Ia uitați acolo, încă sunt răsărite proaspete. Se văd acolo, alea care sunt noi, sunt proaspete. O să le culeg de pe aici. Am foarte multe care deja le mâncam elcii. Astea sunt ciuperci de sezon. Astea cum răsat trebuie culese și mâncate, iar dacă noi nu suntem aici, ele le mănâncă melchi peste tot, sunt numai ciuperci. O să văd dacă o să-mi găsesc vreo 5-6 ciuperci pentru o ciulama sau la grătar chiar. Și aici este una. O să văd dacă o să găsesc ciuperci și bineînțeles că toate aici, dragilor, am pus niște. Asta e tei, Doamne, dacă se aprinde teiul ăsta,
Poi o să le întâi în spate, aici e un gar verde. S-ar putea să-l scoatem de aici, că nu știu cât de înalt crește, cred că nu știu ce e ăsta. Și aici tot așa. Dar dacă teiul se face, o să rămână teiul singur aici. Teiul ăsta o să rămână singur aici. Și văd că s-o prins foarte bine, nici m-am gândit că o să se prindă. Doamne, sunt foarte bucuroasă că s-o prins. Ce avem aici? Aici avem, aici avem și aici ceva. Da, o să le despart pentru că e și teiul lângă. Și nu vreau să... Nu vreau să... Haide, viața mea. Mă, dragilor, mă, ia uite așa. Ce te așteaptă când vii? Eu nu trebuie să plec după ce pierzi de parte. Nucile mele de anul trecut, care au rămas pe jos, sunt bun numeare. Au rămas foarte multe nuci pe jos. Ia uitați aici. Ia uitați aici, plin de ciuperci. Ha-ha! Îmi găsesc de ciulama. Păi cum să nu? Mă duc să-mi aduc găleata, că nu le produce pe toate în mână. Da, dragilor, îmi găsesc de ciulama. Ia uitați aici, ia. Ia uitați aici, ce avem, ia. Ciuperci. Ciuperci. Ciuperci, cu asta tot. Nici nu le pot filma pe trece, că sunt acolo sub brad. Nu se pot filma, nu se văd toate. Vreau o să intru pe sub ele. De ce am ciuperci de ciulama? Astăzi o să rămân niște pâine, pentru că noi am venit, cum am venit direct de în Croația, nu avem pâine, da? Nu avem pâine și... Ia uite, nucile. Așteaptă să le... Dar nu să le... De ce să usca nucul la frunze? Trebuia să se usuce, nu trebuia să se usuce nucul la frunze, nu? Părerea mea e plin de nuci. N-ar fi trebuit să se usuce încă. Nuci am, Doamne, mulți am Domnului. Așa că nucile sunt foarte scumpe, cine are nuci și cerește. Dragilor, cine are nuci și cerește, are tot ce-i trebuie. Că sunt foarte scumpe și nucile și cereșele. Așa că măcar pentru mâncat, vorba aia. Să le facem poftele, să-mi dăm banii pe ele. Da, ce să zic, aici este un pargutui care merge și la asta foarte bine. Ciupercile, o să vin să mi le culeg. Măi, e bun, e bine. E super bine. Atât dacă e iarbă mare, ca în junglă, așa e când două săptămâni tu nu vei aici, uite. Iarbă mare și ce gheasă iarbă crește aici, mai mă, mamă, mamă, ce merge bine. Să dacă ne vizitează și mi-a piau astăzi, plănușorul nostru și ăsta, l-am dat cu var, l-am dat cu var toți pomii, că am zis că să vedem, să le fie un pic pentru insecte, pentru, vedeți, tot am văruit, nu, ce tot am văruit, pentru că insectele și toate cele. Da, aici este castanul nostru care are chiar foarte multe castane. Hai să vi le arăt. Ia uitați ce faine castane are peste tot. Are castane. Are destule castane. Chiar are destule castane. Se văd, da, până acolo în vârf. Hai să vă trag un pic aproape. Chiar are destule castane. Ia uitați, pline castane. Anul trecut nu au avut atâtea. Doamne ajută. Le fierbem, le coapte, le facem coapte și le savurăm. Mai avem până se coace. Da. Asta este. Grădina este cam trebuie lucrată. Hai de mine ce-i pe aici, dragilor. Dacă noi n-am fost atâta timp, măi, ia uitați aici. Trebuie făcut curat. Doamne ajută mai bine. Vă rog din tot sufletul. O spun de fiecare dată. Nu uitați să apăsați butonul de abonare ca să poată și celălalt să vadă. Să meargă să ajungă toate casele acestei video care sunt interesați. Sau care au idee sau care pot să vă răspundă la unele întrebări pe care eu le pun. Vă mulțumesc pe această cale din suflet. Doamne ajută-mi mai bine. Ciao, ciao!